psihosomatică sau psihoterapie. Avem ca invitată pe doamna doctor Nușa Bugeac, psihoterapeut, iar v-am zis doctor. Asta nu este. Sunt doctor. Numai psiholog. Nu mi-am luat doctorat în psihologie încă. Dar poate cine știe. E, urmează, urmează. Da. Asta era. Și domnul doctor Florin Bebeșel. Bună seara. Specialist radiodiagnostic și o chestie foarte complicată, medicină tradițională extrem-orientală. Poate ne veți explica ce este aceasta. Medicinele tradiționale extrem-orientale sunt de fapt o mare umbrelă sub care se încearcă practic desemnarea tuturor terapiilor tradiționale ale extremului orient. Aici se integrează medicina chineză, acupunctura, medicina tradițională Ayurveda, deci este un pachet. Sigur că în extrem orient sunt dezvoltări particulare din aceste rădăcini mari în diferite țări. Practic, cercetarea acestui domeniu acoperă așa, practic, este acoperit de acest termen, meteo prescurtat. Cum se ajută psihologia de meteo sau invers? Păi, legătura este foarte strânsă, pentru că noi nu suntem un trup separat și un corp separat, și un spirit separat și un suflet separat și o minte separat. Noi suntem o unitate formată din minte, corp, suflet și spirit și țin minte că ți-am mai spus și ai rămas destul de uimită la momentul respectiv. Și atunci, având în vedere că ele funcționează împreună, e cazul să le luăm împreună și nu separat. Le separăm uneori în scopuri didactice. Dar în momentul în care le luăm împreună, ceea ce spunea mai devreme Florin, se mapează foarte bine pe conceptul de psihoterapie. Practic, dacă pot să o completez pe Nușa, aș spune că conceptul de medicină tradițională extrem-orientală este atât de larg încât cuprinde în el multe tehnici și detalii care generează sănătate și care în psihologie pot fi folosite cu mare succes. Și aș vrea să adaug aici și să practic să sugerez ca și aplicație, să prezint, puțini cred că știu, valoarea foarte mare a presopuncturii, o aplicație practică a acupuncturii care folosește meridianele energetice. Da, ea poate fi folosită și acasă. Practic, unul din avantaje este cel care este oferit de aplicabilitatea largă. Orice pacient al lui Nușa poate să învețe o tehnică de presopunctură care este adusă într-o formă universală, practic se pretează foarte multor afecțiuni, foarte multor situații. Mă refer aici, în primul rând, la tulburările de natură emoțională, dar și la cele de natură somatică. Vorbim de dureri, de situații de urgență, dureri care apar și în situații de urgență, care sunt ameliorate de astfel de tehnici care folosesc presopunctura. Dar nu numai presopunctura, vom vedea dacă aprofundăm subiectul acesta, că sunt mai multe elemente implicate. Și sigur că, practic, există o unitate care se creează între psiholog și aceste posibilități ce țin de medicina extrem-orientală. Ea folosește energii, se raportează la energiile meridianelor. Înțeleg că pacienții vin la psiholog și dumneavoastră ajutați? Deci, ceea ce psihologul poate folosi din tehnicile extrem-orientale, sigur că eu vă pot prezenta și vă pot da câteva elemente care psihologul le folosește în munca lui. De aceea suntem, practic, un subiect care se îngemănează și suntem împreună. Noi am vorbit data trecută despre psihosomatică și vă luam despre simptom și despre ceea ce spune el. Și n-ai reușit să ne spui foarte multe. Nu mai era suficient timp că domnul doctor a intrat pe domnul doctor Dumitrescu nu te-a lăsat. Exact. Hai să încercăm să le amintim pacienților. Ce e aceea psihosomatică? Ce ne spune? Să dăm un exemplu. Psihosomatica ia din ce în ce mai multă amploare și medicina și medicina alopată, clasică, începe să o recunoască. De fapt, începe să recunoască natura psihică a bolii.
a bolii fiziologice, ceea ce este foarte important. Pentru că în medicina clasică, până nu foarte de curând, se trata numai boală și atât. Nu se ținea cont de particularitățile pacientului, de vârstă, de istoria lui personală. Cred că depinde de ce perioadă vorbești. Exact. Mai nou, deci din ce în ce mai mult medicina clasică ia în considerare această recunoaștere a substratului psihic al tulburării fizice, fiziologice. Și asta spuneam, sunt foarte multe tehnici pe care psihologi sau specialiști în medicină alternativă lucrează și mă refer la această simbolistică a simptomului. Despre ce este vorba? Pornind de la ideea că eu sunt un întreg, da? Minte, corp, suflet, spirit, în momentul respectiv ceva ce eu nu pot exprima, am o nemulțumire, am o durere sufletească sau anumite gânduri la nivel mental care nu sunt foarte bune, nu sunt foarte ok, în momentul respectiv eu neputând să le exprim, să le spun, în timp voi exprima prin corpul meu, printr-un simptom, printr-o boală. Și din ce în ce mai multe studii și cercetări care, mă rog, de exemplu, problemele de ficat țin de foarte multă mânie care n-a fost exprimată. Vis-a-vis de diverse situații, persoane, evenimente din trecut și așa mai departe. Medicina tradițională chineză recunoaște că mânia, deci emoția în sine este asociată ficatul. Și am putea lua toate organele pe rând cu diverse... Ficatul sau colecistul? Ficatul. Ficatul, da. Ce ar fi interesant ce aduce psihologiei medicina tradițională extrem-orientală? Mă refer aici în special la acum la medicina chineză și la acupunctură. Practic, ceea ce medicina tradițională înțelege în detrimentul medicinei alopate, să spunem, este un domeniu al legăturilor de finețe între diferite elemente ale funcționării unui organism. Adică, de exemplu, dacă medicina clasică nu studiază deloc legătura dintre respirație, dintre ciclul respirator, frecvența respirațiilor și starea interioară pe care o avem, care poate fi de agitație, de sau de foarte mare liniște, sau de mare concentrare. Tulburările emoționale care țin de psihologie, de psihiatrie, practic, sunt întrerupte de elemente foarte simple pe care le avem la dispoziție. Reglarea respirației, ritmul respirator se modifică atunci când starea noastră se modifică. Intrăm într-o stare de agitație, de nervozitate, observăm că ne crește pulsul. Că ne crește și pulsul, dar ne crește frecvența respirațiilor. Ei, medicina chineză vine și spune că se produce o tulburare și a circulației energiilor prin meridiane. Ei, se produce practic o tulburare și a frecvenței respirației, se produce și o tulburare a circulației energiilor și abordând ori ciclul respirator și reglându-l, ori abordând prin tapotarea punctelor, unor puncte de acupunctură, practic deblocând în acest fel prin tapotare circulația energiilor prin meridiane, practic acționăm asupra stării noastre interioare foarte ușor și foarte la îndemână. Și atunci acesta este un avantaj pe care, din păcate, medicina clasică nu l-a studiat, oricum nu l-a studiat în asemenea măsură în care medicina și medicinele tradiționale au făcut-o de multe mii de ani. Practic, ceea ce mie mi-a plăcut la primul congres de acupunctură la care am participat acum 7-8 ani, era chiar o idee din introducere în care spunea că, din păcate, suntem nevoiți să realizăm un sincretism între diferitele metode medicale pe care le vom folosi în viitorul foarte apropiat, pentru că medicinele tradiționale aduc o mare experiență și un mare potențial de prevenire a bolilor și chiar
acesta este chiar capitolul la care medicina obișnuită în vremurile noastre este mai deficitară. Și atunci